Autobuzul care transporta 4 muncitori a intrat în plin în basculantă într-o curbă din localitatea Satu Mare. Șoferul conducea cu viteză, spune unul din bărbații aflați în mașină. A venit de la lucru și aici în curbă a venit bascula asta, el având viteză, s-a băgat direct în basculă. Cine a avut viteză? Șoferul nostru. De la autocar? Și ăsta la altul a avut o țară viteză, dar mai mare viteză a avut a noastră. Din primele cercetări rezultă faptul că conducătorul autovehicului de transport persoane a pătruns pe sensul opus de circulație. N-am avut timp să reacționăm. Când am văzut că se bagă către el, eu slăbit o țără la dinți, mi se slate nevă doi dinți, slăbit la picioare și aici la mână. Bărbatul este singurul care a scăpat cu răni ușoare. Ceilalți trei muncitori și șoferul au ajuns la spital. Cei mai grav răniți au fost șoferul și muncitorul de 47 de ani aflat pe scaunul de lângă ei. Acesta a fost strivit între resturile mașinii și s-au amputat picioarele. Un elicopter SMURD l-a preluat de urgență. În momentul sosirii primelor două echipaje la fața locului au găsit 4 victime, din care 2 încarcerate în stare gravă. Au fost descarcerate și predate către echipajele de salvatori de pe autospeciala SMURD și autospeciala ambulanță. Una dintre victime în stare stabilă și gravă, preluată ulterior de elicopter pentru a fi transportat la unitatea de primiri urgente. Muncitorul a ajuns în stare critică la spitalul din Timișoara, însă după scurt timp a murit. Șoferul a luptat să rămână în viață timp de 8 ore, însă rănile au fost prea grave. Cazul este cercetat de polițiști, care au deschis deja dosar penal.